Zgârcitul și cei trei calici. A fost odată ca niciodată un om zgârcit care avea trei fete. Când sosi vremea, omul le căută câte un soț, dar îi alesese dintre avarii satului. Se apropie ziua sa de naștere și zgârcitul le spuse ginerilor săi: dragii mei, ca să nu mai dați bani pe cadouri, aduceți în fiecare câte o damigeană cu vin. Deși încuvințară, ginerii se gândiră cu toții că ar fi o mare pierdere să irosească o damigeană cu vin. Așa că fiecare, fără a vorbi cu ceilalți doi, duse cu sine o damigeană plină cu apă rece de la fântână, spunându-și că oricum va fi suficient vin și cum se vor amesteca, nimeni nu va simți diferența. Dar s-a întâmplat ca însuși socrul să-și facă socoteala că dacă tot va primi trei damigene de vin, nu mai are niciun rost să-l irosească și pe al său, așa că își umplu carafe cu apă de la fântână. În ziua stabilită, cei trei se prezentară la timp la casa socrului cu damigenele în mână și începură care mai de care să-și laude vinul. Vinul meu e atât de bun încât aroma sa se simte de la o poștă, se lăudă cel mai mare dintre gineri. Al meu e atât de bun, spuse cel mijlociu, încât dacă bei mai mult de un pahar, cazi de îndată sub masă, fără să mai știi de tine. Al meu e cel mai bun, spuse în sfârșit și cel mic, ajunge numai să-l miroși, dar mi-te să-l mai și bei. Auzind aceste vorbe, zgârcitul se bucură peste măsură și invită pe cei trei să-și toarne carafele cu vin peste apa sa, pe care o prezentă drept cel mai bun vin pe care l-a băut vreodată. Se așezară apoi cu toții la masă, mâncară și închinară în cinstea socrului. Dar când se bea, ce să vedeți? Li se părea că nu beau vin, ci apă, așa că fiecare își spuse în sine că de vină trebuie să fie apa pe care o adusese el de acasă și care, amestecându-se cu vinul cel bun al celorlalți, îi stricase gustul. Dar, neavând de ales, continuară farsa spunând: într-adevăr, e cel mai bun vin pe care l-am gustat vreodată.